Am dorit să profităm de această vizită în Republica Moldova, să ne întâlnim dincolo de întâlnirile oficiale cu domnul prim-ministru, cu guvernul, cu celelalte oficialități, să avem și o discuție cu dumneavoastră, cu aleșii locali și îmi pare rău că timpul pe care îl avem la dispoziție e scurt. Inițial ne planificasem să stăm liniștiți o oră, o oră jumate să putem discuta, dar și cât timp avem la dispoziție, cred că e suficient ca să vă transmitem principalul mesaj pe care vrem să-l transmitem. Așa cum am spus-o și înainte, România dorește să ajute Republica Moldova în așa fel încât ajutorul acesta să îmbunătățească viața oamenilor pe teren și să se vadă rezultatele pe teren. Dincolo de cooperarea guvernamentală pe care o avem și pe sprijinul financiar guvernamental, vrem să întărim și colaborarea cu autoritățile publice locale.